Am rugămintea pentru acțiunea dumneavoastră, ca înainte de a începe propriul ședința de Consiliu, să rezolvăm o problemă care ne interesează pe toți. Da, este publică și am considerat că este momentul deosebit. Ca atare să-l tracăm așa cum se cuvine. După cum vedeți, ați remarcat că sunt un oaspe pe care îl cunoaștem cu urmă. La un moment dat vedem niște mașini cu și alte utilate, da? Care lucrează și pentru noi în prezent cu prescurtarea PMV, da? Distribution, în engleză, pe românește distribuție. Da? Eu personal am remarcat această firmă, ca și dumneavoastră, ocazional sau atunci când am efectuat achiziții publice pentru comunitatea de Bogdănești pe intermediul apartamentului. Domnul viceprimar de dare, deci avem o colaborare. Și întotdeauna fiind preocupat de ceea ce înseamnă factorii economici pentru civilizația locală, pentru administrația locală, aș spune de pe valea Oitudului, că întotdeauna am fost una cu prietenii și rivalități. Mi-am amintit rivalitățile pe teren sportiv, când eram mai tânăr și acum, din păcate, predominau de alte preocupări. Cred că am putea proceda în context la o considerație care onorează valea Oitudului. Dintotdeauna și mai ales în contextul actual. Fiecare administrație locală și noi am făcut împreună primăria și Consiliul Local cu acestea, am avut grijă de mediul economiei pentru că este o prevedere prioritară pentru noi, dacă v-am amintit în strategia de dezvoltare locală și în viziunea pe care o avem în legătură cu evoluția comunității locale. Domnul Tercu Marius, cred că se integrează, eventual să se completeze, să fie pare o posesor de informații care să ajute la o evaluare corectă. Deja v-ați integrat în constelația administratorilor economici pe Valea Oitudului. Ne-am întâlnit cu toate de la domnul Costel Cășonianu. Sunteți ca pondere, mai ales în relația cu administrația locală, pentru că din impozitul pe veniturile salariaților, administrația locală, respectiv primăria și Consiliul Local, își trag niște sume de acolo. N-aveți idee cam ce venituri băgați numai din impozitul de salarii la primărie. De exemplu, știu că din beneficiu și este un indicator de profitabilitate pentru activitate pe care le gestionăm ca administratori, consolidați prin toate fondurile. Da. Care are rezultate bune. Da, mai spus. Asta și o Academie de Copii de Oamnești. Academia Daniel Munteanu. Sunt va apropia de anvergura activităților economice gestionate de familia Cășuneanu. Sunteți deasupra lui Iisus. Nu putem face un lucru. Da, intuitiv așa se poate admite că îl urmați în parcoare. Am văzut că aveți activități deosebite pe zona de aprovizionare cu diverse materiale. Aveți un depozit foarte bine pus la punct. Mai avem cu totul alte activități. Știu că mi-am cumpărat o roabă de acolo. Aici eu zic că normal fie și mai de tânăr, veniți tare de urmă, cum se spune, alături de familia Cășuneanu, nu mai cunosc tot atât de profil, mai ales pe partea care
ce plus valoare. De exemplu, construcții și așa mai departe. Sunt societăți. Furnizarea de materiale pentru zona construcțiilor și a serviciilor. Și suntem, încercăm noi în Bogănețe să ținem pas, trendul cu cele două societăți puternice care ne-am făcut la bugetul local, respectiv Trotul Șuiesc și Clubul de Firme Șervan. Făceam cândva și am mai amintit în contextul oficial. Noi încasăm de nevoie pe salariu de la angajații celor două societăți de vreo 4 ori mai mult decât încasăm în taxe și impozite. Am ajuns în anii cei mai buni, sigur, și condiționat de formula de distribuire a banilor din impozitul de salariu care rămâne la primărie și la 1.212 miliarde. Acum nu mai avem acest prag, pentru că, într-adevăr, bugetul central și ia mai mult din această sursă de venit. Aș ajunge, spuneți, la subiectul evenimentului de astăzi, și anume faptul că domnul Stepu Marius vine venit în urmă și vine construind podul. Asta arată, într-adevăr, capacitatea de adaptabilitate, de diversificare a activității și calitățile de menedere. Până când vine construit poduri, că deja construiește un pod în oizul la Călcăi. Poduri construim și noi. Și noi suntem primăria, cel puțin, ca la al patrulea pod, urmează. L-am invitat aici, în mod feresc, mai ales că mass media ne va ajuta să difuzăm, să diseminăm, dacă vreau și să-i mass media informează, în primul rând, și pe cei care nu sunt telespectatori fideli, și ar fi cei interesați. Lumea vrea să știe ceea ce întâmplă în administrația locală, dincolo de ceea ce mai face noi. PMB-ul, cum spuneam, gestionat, administrat de domnul Stepu Marius, a reușit să obțină contracte pentru construirea podului din Slobozia. Deja am parcurs toate etapele cerutele legislative privind achizițiile publice, monitorizate de ANRMAP, o Agenție Națională de Administrare și Reglementare a Achizițiilor Publice, cu sediul la București, și am ajuns în situația de a semna contractul pentru construirea podului din zona Slobozia, în terenul de fotbal. Am aici redactat prin grija doamnei Iubinca Răzut. Deci contractul dintre Comuna Bogănești, SC, PMB Distribution, SRL, care are ca obiect, așa după cum spuneam, și dumneavoastră știți că face parte din lista de investiții pentru perioada actuală, construire potrivit beton armat în fiecare de circulație de teritoriul dus, zona Slobozie, statul Bogdănești, numele Bogdănești, pentru Bacău. Valoarea contractului, partea care se referă la construcție și montaj, este de 758.010 lei, 1,37. Asta e fără TVA. Dacă se adaugă și TVA-ul pe care toată administrația locală, conform legislației, îl plătește 144.021,97 lei, în total 902.032,34 lei. Urmează, într-adevăr, să-l semnăm și să dăm ordinul de noi, cei care ne desfășurăm activitatea în primărie, ordinul de începere. El are un termen de execuție
conform datelor de pe ceapă, 5 luni de zile. Fără de acest termen, în țară nu cred că totul poate fi respectat și nu e obligatoriu, că poate nu e bine să ne grăbim, pentru că o să vină sezonul de iarnă. Scopul nostru, împreună am obținut acest lucru, să iasă cu lucrările din apă, cum se spune, ca să poată lucra apoi la infrastructură și undeva în a doua jumătate a anului următor, să sperăm că pot să circulăm pe cale. Acum, la consultare și apoi o ținem forma definitivă. Rugămintea să semnăm amândoi și procedura va continua. Personal l-am verificat, este decât în acord cu ceea ce a hotărât Comisia de Validare a Procedurilor. Da, dar se face pe care am înțeles, pentru că nu am început,